Iubiți părinți, doamna ministru, domnule prefect, domnule primar, onorate oficialități militare și civile, și iubiți frați și surori, în scurtul meu cuvânt de la Ziua Națională voi aborda un subiect pe cât de important, pe atâta de neglijat. Este vorba de patriotism. În vremurile noastre, această valoare extraordinară sufletească, patriotismul, este neglijat sau pălește în frumusețea lui. Eu vă voi spune că patriotismul, dragostea față de neam, față de valorile lui, își are temei scripturistic. În ultima carte a Sfintei Scripturi, în Apocalipsă, în capitolul 21, ne relatează Sfântul Ioan cum va arăta cetatea cea de sus, noul Ierusalim, și care vor fi locuitorii ei. Paradoxal, și în eternitate neamurile își vor păstra valorile lor. Iată ce citim în versetele 23 și 24. Cetatea n-are trebuință de soare, nici de lună să o lumineze, că slava lui Dumnezeu a luminat-o și făclia ei este mielul, adică Hristos. Și neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului vor aduce la ea mărirea lor. Neamurile vor umbla în lumina ei. Și noi zicem că în lumina ei va umbla și neamul nostru românesc, care astăzi își sărbătorește Ziua Națională. Nici nu putem realiza câtă euforie, câtă bucurie a fost la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. În fruntea celor 100.000 de români erau cei doi vlădici, Miron Cristea și Iuliu Hosu. Miron Cristea va deveni mai apoi patriarhul României și a citit acolo o rugăciune extraordinară. Din ea vă redau doar două fraze. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ești Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinților noștri și ai auzit strigarea lor, că se făcuseră ei ca floarea în brumă, și plecat spre pulbere era sufletul lor și trupul lor lipit de pământ. Tu ai împlinit și cu noi ceea ce ai făgăduit de demult, sfărâmam voi jugul de pe tine, și voi rupe legăturile tale, lărgi voi hotarele tale, adunavă voi dintre popoare și vă voi strânge în țara voastră. Restatornici voi judecătorii tăi ca mai înainte și sfednicii tăi ca la început. Tu, Doamne, cel ce dezlești pe cei feregați în obezi și ridici pe cei plecați, ajutatul ne-ai, de-am bătut războiul cu veselie și am gonit pe fiii trufiei. Mântuire ai trimis și nouă poporului tău și toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru. Venind în vremurile noastre, vom da câteva scurte citate din bărbați celebri care s-au rostit referitor la patriotism. În dicționarul explicativ al limbii române, când se vorbește de patriotism, se spune că el este sentiment de dragoste și de devotament față de patrie și de popor statornicit în decursul istoriei. Iona Gârbișanu, care își doarme somnul de veci în cimitirul central din Cluj, referindu-se la momentul unic care s-a celebrat la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia,
vorbea cu patria ca și cu o făptură vie. Citez. Tu știi cât am dorit să te văd așa cum ești acum, cu toate lanțurile sfărâmate, să strălucești de întreaga ta tinerețe și frumusețe. Credeam că îți vor cădea la sfintele tale picioare adoratorii cu sutele de mii, să te vadă, să te adore, să te cunoască, să te iubească. Credeam că se va face o liniște de biserică jur împrejurul tău și tu vei fi altarul. Și iată, în jurul tău e larmă, e alergare, oamenii se zbat după lucruri trecătoare și tu, veșnică frumusețe, veșnică avuție, ești dată uitării. Sunt cuvinte profetice care le vedem cât de realist au fost înțelese și se potrivesc vremurilor noastre de alergătură. Un alt om deosebit, e vorba de Ion Alexandru, conjudețeanul nostru, care a scris o carte întreagă intitulată Iubirea de patrie. Zice așa: iubita mea patrie România, leagănul de aur al strămoșilor mei, îți ascult răsuflarea de ființă vie, de maică iarăși în chinurile facerii, cu proboanele de sudoare pe imaculata frunte, îți mângâi cu ochii sufletul chipului neprihănit, îți audă durerea transfigurată și tânguirea bocetului după fiii tăi cei mai buni, pe care a trebuit de atâtea ori să-i deștepți din sălașele tale de îmbărbătare la miezul nopții, atunci când năvăleau dușmanii. Iubita mea patrie, maică și soră, îți aud vocea în aceste zile de început. Îți urmăresc cu sufletul la gură drumul tău pornit spre cea mai tainică stea, prin buciumata năvalnică și necruțătoarea ta istorie. Și dacă ar fi să aplicăm țara, patria, să tânguia după copiii care au trebuit să meargă pe front, dar astăzi țara, patria, ar trebui să se tânguiască după mulțimea de tineri care au plecat la lucru în străinătate pentru pâinea cea de toate zilele. Și știm că nu numai neamul nostru, ci toate neamurile de sub soare sunt zidirea lui Dumnezeu. Și cel ce trăiește creștinește are inima deschisă spre toți oamenii. De aceea dau un citat și cu acesta voi încheia, dintr-un om deosebit care a fost cetățean român, dar era evreu de obârșie, Nicolae Steinhardt, care a plecat la Domnul fiind călugăr la Rohia. Și dacă el a scris cel mai frumos eseu la adresa martirilor brâncoveni, de la căror mucenicie anul acesta s-au sărbătorit 3 secole, el a scris și o frază extraordinară referitoare la patriotism. Citez. Patriotismul nu e o prejudecată, după cum nu este nicio judecată. Patriotismul este un sentiment. Sentimente poate avea oricine. Și care dintre puterile psihice stă mai aproape lacrimilor decât sentimentul? Plâng ușor, prea ușor. Din închisoare, m-am ales în orice caz cu o învățătură, că expresia darului lacrimilor e cum nu se poate mai conformă realității. Mă opresc la aceste citate și subliniez cu tărie că sentimentul acesta frumos, dragostea de țară, patriotismul, îl înnobilează pe tot omul,
pe noi și pe toți românii. Și oricând este bine să ne amintim de aceste lucruri, dar în mod special astăzi, când sărbătorim Ziua Națională, zi în care le spunem tuturor românilor la mulți și fericiți ani.